Salut, așa cum v-am obișnuit, am revenit cu un nou video săptămânal. Săptămâna aceasta voi vorbi despre paritatea dolarului neozelandez și dolarului canadian. Am un grafic pe daily aici. Am aceste două linii de la 0,93250 de la 0,88, deoarece acum ceva vreme eu cu studenții mei am avut o tranzacție deschisă, am avut un short deschis la 0,93250, targetul final fiind cel de la 0,88 și 0,8860. Nu voi vorbi despre tranzacția pe care am avut-o acum ceva timp pentru că nu mai este relevantă, ci este relevant graficul din momentul de față și anume observăm că din această scădere din martie 2018, bineînțeles, am avut o foarte de scădere de foarte mulți pips, în jur de 725 de pips. Și observăm că prețul a corectat, a găsit suport la 0,88, a corectat și, dacă nu mă înșel eu, a corectat chiar 50% din această mișcare. Și haideți să și măsurăm mișcarea ca să fim siguri că așa este. Da, exact. La FIB 50 observăm că găsim rezistență. Și haideți să detaliem puțin graficul să vedem cam cum putem să tranzacționăm sau cum putem să urmărim pentru săptămâna următoare această paritate. Voi merge pe un grafic de 4 ore ca să putem să intrăm puțin mai în detaliu pe grafic, să vedem cam cum arată graficul. O să vedem că pe graficul de 4 ore, după această scădere din martie de anul acesta, graficul a început să formeze lower high-uri și higher high-uri, dar și s-a format un channel. Acest channel, observăm că a fost spart. Am avut parte de un breakout chiar vineri seară, ultimul candle. Observăm că a spart această linie de trend, a spart acest channel. Și bineînțeles, s-a zis o poziție short, dar nu la prețul actual, mai ales că a fost o spargere vineri spre seară și poate să fie o spargere falsă. Vreau să văd cum reacționează prețul luni spre prânz și chiar și în ziua de marți. Sunt interesat de o corecție a prețului undeva în zona de 0,91200, 0,91100, undeva zona aceea și o retestare a liniei de trend. Cam așa aș vrea să arate graficul. L-am dat să-mi retesteze undeva în zona de 0,91091200. Deschid o poziție short cu un prim target la 0,90. Haideți să-l pun și pe să pun targetul și pe grafic ca să se vadă mai bine. Un prim target fiind cel de la 0,90, iar dacă targetul de la 0,90 va fi spart, bineînțeles, targetul final va fi cel de la 0,88600, că la 0,88600 numai că este o rezistență de pe daily, dar avem și un pivot de monthly, avem un S1. Momentan pe TradingView nu puteți să vedeți pivoții de monthly, dar pe cealaltă platformă unde tranzacționez am și pivoții de monthly și de aceea știu că se află un pivot în zona de 0,88600. Risk reward-ul, dacă voi deschide o tranzacție în această zonă, este favorabil, deoarece trebuie să riscăm în jur de 50 de pips, iar primul target are undeva la 115 pips și targetul final undeva la 255 de pips, unde vedeți este o tranzacție profitabilă. Și voi observa, vreau să vă observ cum reacționa prețul, v-am zis luni și marți, nu mă grăbesc într-o poziție, pentru că având în vedere că candle-ul acesta a venit într-o vineri seară, poate fi un breakout fals și nu vreau să mă grăbesc cu tranzacția. Cam atât pe săptămâna aceasta, nu mă voi lungi cu acest video, vă urez mult succes și ne revedem săptămâna următoare.